Haideți să vorbim despre o funcție foarte interesantă pe Samsung Fold, Continue Apps on Front Screen. Cum utilizați orice aplicație pe care o deschideți fie aici pe ecranul principal, fie după ce o deschideți pe ecranul uh, uh, mic și desfaceți telefonul în genul acesta, uh, cum o folosiți din nou pe acel ecran mic după ce închideți telefonul în felul acesta? cum puteți folosi orice aplicație aici, pentru că, după cum știți, în momentul în care deschideți o aplicație pe Samsung Fold, spre exemplu, o deschideți de pe ecranul, ecranul să-l denumim ecranul mic. Uh, în momentul în care desfaceți telefonul, într-o fracțiune de secundă va fi disponibilă aici, pe acest ecran uriaș. Haideți să testăm și cu, și cu o altă aplicație. Spre exemplu, deschidem, deschidem YouTube-ul. În momentul în care desfacem telefonul, va fi disponibil, uh, disponibil și aici. Uh, La fel, observați, când îl închidem, putem să folosim aplicația și pe ecranul mic, ecranul primar de pe fața telefonului. Însă, sunt aplicații care, în momentul în care. Uh, voi veți închide telefonul în felul acesta, nu vor fi rulate aici. Haideți să vă arăt cum activați această funcție să fie disponibile și pe ecranul, uh, ecranul uh, de pe fața telefonului. Haideți să vă arăt, spre exemplu, avem uh, această aplicație de la Adobe, Adobe Fill În momentul în care deschideți telefonul, este disponibil aici pe ecranul principal. Dacă închidem telefonul, nu mai este disponibilă. Cum rezolvăm această problemă? Simplu de tot, mergem în setările telefonului: Setări display, iar aici avem Continue Apps on Front Screen, această funcție. Observați, orice aplicație deschisă pe ecranul principal sau pe ecranul mare va fi continuată apoi după închiderea telefonului și pe ecranul de pe fața acestuia. În acest mod. Cum rezolvăm cu aplicațiile ce nu ne apar aici? Pur și simplu trebuie să le activăm în această listă. Observați? Aplicația la Adobe Fill Sign nu este activată. O activăm. La fel procedați cu toate aplicațiile voastre. Dacă vă doriți să fie continuate pe, pe ecranul mic după închiderea telefonului, în acest mod, dacă nu le lăsați dezactivate. Haideți să testăm din nou aplicația de la Adobe. O avem deschisă aici, în momentul în care închidem telefonul. <laughs> dacă nu apăsați butonul de multitasking, cum am apăsat eu. În momentul în care închidem telefonul, este disponibilă și pe ecranul primar. Așadar, puteți să o folosiți aici, fără nicio problemă. Simplu de tot. În momentul în care veți deschide telefonul, o veți avea disponibilă și aici. La fel, îl închidem, este disponibilă aici. Cam asta este funcția oferită de Samsung Fold cu această continuare a aplicațiilor deschise în ecranul mare al telefonului pe ecranul de pe fața acestuia. E o funcție extrem de importantă, spune eu, o funcție ce vă ajută foarte mult și aș spune esențială, chiar mă bucur că au gândit-o în acest fel, că atunci când închideți telefonul spre exemplu, nu mai puteți să-l folosiți cu ambele mâini, l-ați închis și vă continuați activitatea pe acest ecran. Simplu de tot. Mulțumesc pentru vizualizare, un like, un share, un subscribe. Mulțumesc!